Am răspuns la primul, prin terminarea asta, cu ce este SEO. Indexarea rapidă în search. Deci ce să faci ca să ai site-ul indexat mai rapid în motoare de căutare? În principiu, dacă vrei să se întâmple lucrul respectiv, ai nevoie să obții link-uri către site-ul tău. Pentru că Google vede, ok, site-ul respectiv e relevant, hai să intru mai des pe el și să văd că e conținut actualizat. Da? Ai și o mică condiție. Dacă Google intră constant, frecvent la tine pe site, la un moment dat o să încerce să-și dea seama cât de frecvent actualizezi site-ul. Și tu dacă actualizezi site-ul frecvent, o să intre mai frecvent la tine pe site și dacă actualizezi site-ul foarte rar, o să intre ceva mai rar la tine pe site. Deci, în principiu, dacă vrei să ai indexare mai rapidă, ai nevoie de cât mai multe link-uri. Cât mai multe și de calitate. Așa. Și ca și condiție, dacă vrei să se întâmple asta, o să ai nevoie să-ți actualizezi tu site-ul. Ce să știi din SEO dacă nu faci SEO? În principiu, dacă nu faci SEO, ce trebuie să știi despre SEO e fă site-ul și lucrurile pe care vrei să le optimizezi, fă-le pentru vizitatori. Ăsta ar trebui să fie scopul tău de bază. SEO ar trebui să fie o chestie secundară și nu ar trebui să-ți alegi numele site-ului, să-ți alegi platforma site-ului și să faci niște chestii fundamentale în alegerile tale pe motive de SEO. Există o posibilitate acolo care ar trebui să fie chiar greșit. Deci, acum v-am dat aici niște exemple cumva mai extreme, nu știu ce. Nu tot ce se spune în SEO, tot ce auziți, că ce știți din SEO e greșit, da? Ca idee am încercat să dau niște exemple care arată că sunt niște pe judecăți. Cum faci SEO pentru aplicație mobilă? Cine a pus întrebare? Nu mai știu. O fată. Aici. Nu mai. Da, eu. A pus deja pe telefon. Te referi la aplicații de pe Play Store, la iOS, nu știu ce. Și unde vrei să apară? Vrei să apară mai sus în Play Store sau în iOS sau nu știu ce, sau vrei să apară în Google? Și, adică, luăm ambele variante. Cum ar trebui să apară mai întâi în Market Store și după aceea să apară la Google? Zic dacă iOS sau Android. iOS. Ideea e că fiecare dintre platformele astea mobile au niște reguli ale lor. În principiu, te ajută foarte mult dacă aplicația pe care o ai, dacă e plătită, deci să aibă cât mai mulți clienți, dacă nu e plătită, să aibă cât mai multe descărcări și din ce știu eu, cred, mă aștept să întâmple astea, sistemul poate să vadă dacă cineva descarcă aplicația și ulterior o dezinstalează, că nu i-a plăcut. Cred că poate să vadă asta. Mai poate să vadă review-urile pe care le are și cred că are. Nu e complicat de construit un sistem, nu mă aștept să existe ceva genul ăsta, care să își dea seama și din comentariile pe care le lasă, dacă sunt pozitive sau negative. Deci, în principiu, platforma, nu, cum se cheamă, Play Store sau ăla e pentru Android, App Store. App Store. Deci, platforma în sine, App Store, are niște reguli. În principiu ar trebui să le găsești. N-am făcut utilizarea chestiei respective, dar în principiu, din ce știu eu, există o serie de reguli pe care dacă le urmezi, ar trebui să le faci. Dar în principiu, review-uri, download-uri, aplicații plătite, oamenii să nu-ți descarce asta și să lase comentarii în general pozitive. În principiu, dacă faci toate astea, ar trebui să te ajute. Și ca să ai un rezultat mai sus ca altele în Google, dacă ar fi fost vorba despre Android, Google are acces și la Android și cumva poate să ia niște date din Play Store și să le pune în Google. Face asta la YouTube. Nu știu sigur dacă face la Play Store, dar la YouTube, dacă ai un videoclip care stă bine în YouTube pe anumite criterii, o să apară și în Google, pentru că Google are acces și la YouTube și la Google. Și mă aștept să fac asta și la Play Store. În schimb, la Android, la iOS, la App Store, Google nu are acces la datele respective. Nu știe pe plan intern cum se lucruri. Eu încearcă să-și dea seama, există niște topuri, niște nu știu ce, dar nu are un acces direct la toate statisticile lor. Nu poate să vadă, de exemplu, dacă din oamenii caută aplicația și fac click pe ea sau nu. El nu poate să aibă, nu are acces la datele astea. Când App Store, poftim? Are, există API pentru aplicații în Analytics. Dacă eu sunt Google și tu ai o aplicație pe App Store. A poți pe Analytics, codul de Analytics. Tu poți să vezi. Aplicații și vede și Google și tot. Stai un pic. În rezultatele din căutări, deci când se zice cauți pe App Store, da? El îți afișează poza aplicației,
un review și mă aștept o descriere foarte scurtă. Mie, nu vorbim aici de pagina finală, de, nu sunt sigur, deci nu știu de asta. Dar așteptarea mea e ca în pagina finală, pagina aplicației, acolo să poți pune un cod de Google Analytics, în schimb, în rezultatele căutării, App Store-ul să-ți afișeze doar poza, ratingul dacă are, prețul, și cam atât. Și să nu, în pagina aia, să nu fie, dacă tu ai, dacă ar fi o pagină de rezultate cu 100 de rezultate, eu nu mă aștept ca în pagina aia să fie 100 de coduri de Google Analytics diferite și fiecare din oamenii de la Google Analytics să-i trimită în Google statistici despre rezultatele de căutare. Eu nu mă aștept să fie chestia asta. Înțelegi? Nu înțeleg. E vorba de iOS. Eu dacă aș fi iOS, n-aș... Deci te-aș lăsa în pagina de aplicație finală să spui cod de Analytics, dar în pagina de rezultate de căutări, eu îți afișez ție poza, ratingul, prețul și atât. Nu ți-au și codul. Dar, știi, zicea fix pentru pagina finală. Adică pagina finală să fie recuită în Google. Bun. Și atunci, da. Ok, acolo... Un mix. Bun, ok. Adică optimizarea în App Store, da, se face după regulile App Store-ului și optimizarea paginii aplicației o poți optimiza pentru Google folosind exact aceleași reguli. Adică... Ok, descriere. Să ai o descriere coerentă, să dea un accent pe ea și... Ce spuneam mai devreme era în rezultatele căutării din... Exact. Acolo nu cred că are accesul. În pagina finală nu știam cum poți să pui cod de analytics. Deci în magazin la intrare să-ți la acolo. Deci, în principiu, dacă vrei să apari în Google cât mai sunt cu aplicație pe App Store, ar trebui să obții link-uri către acea pagină de aplicație. Adică oamenii să vorbească pe Twitter, pe blogurile lor, pe rețelele lor, să vorbească despre aplicația ta și să-ți dea link către tine. SEO pentru un site cu impact mare internațional. Adică, da, ai un site, ai o piață globală și cum faci SEO pentru lucrurile respective. Și mai era o întrebare, o să răspund un pic la ea, că m-am scris-o, dacă am cel stat aici se aplică pentru SEO sau Bing sau pentru Bing sau Amazon. Ce am discutat azi, în principiu, se aplică la SEO și în proporție de 70-80% sunt acelea lucruri și la Bing. Bing e semi-relevant și pentru piața din România și pentru piața din Europa. E relevant oarecum 20-30% pe undeva pe acolo. Bing plus Yahoo adunat la un loc au vreo 20-30% din piața respectivă. Mai există alte motoare, China și Rusia, în altă structură, au niște motoare de căutare proprii. Mai sunt ceva țări în care mai există niște motoare de căutare specifice, dar în principiu Google e 70-80% ceva de genul ăsta cu pala asta. SEO pentru site. Deci ce am stat aici se aplică în principal la Google, ceva la Bing și aproape deloc la motoare de căutare interne, gen Amazon sau alte lucruri, pentru că e un motor foarte mic, specific pentru o piață, adică pentru site-ul respectiv. El nu își propune să răspundă la toate întrebările. SEO pentru un site cu impact mare internațional. În principiu trebuie să faci toate lucrurile care țin de SEO on page, să obții link-uri. Nu sunt niște reguli foarte fundamentale. Ce sunt niște reguli? Care sunt diferențele? Că dacă ai un site mare în care se adresează unei piețe mari, deja, în mod natural, foarte probabil ai niște link-uri. Adică, dacă tu lansezi o platformă mare, ceva, o chestie, la un moment dat o să ai niște referințe, TechCrunch, nu știu ce, niște presă, așa. Tu, dacă ai încercat să... Dacă ai avea un magazin mic pe o stradă, tot ce ai avea nevoie ar fi să obții niște link-uri de la 5 oameni. Da? Da. E o chestie mică care ar avea un impact. Dacă tu ai fi un EMAG, la nivelul Europei, tu fiind EMAG, ai natural o grămadă de link-uri de la o grămadă de site-uri valoroase. Tu dacă obții 5 link-uri, nu se simte deloc. Dacă ești, nu știu, un site foarte mare, o piață mare, la nivelul ăla nu, aproape că nu mai poți să faci cu campanie de link building. Ce poți să faci este să ușurezi sarcina celor care ar vrea să-ți dea link, adică dacă eu sunt dispus, vreau să-ți dau link, să-mi fie ușor să-ți dau link. Eu să am o experiență plăcută la tine pe site, să fac genul de lucruri pe site-ul meu care să te îndemne să faci link, dar eu manual să mă apuc să contactez, nu știu, site-ul să-mi dea link-uri, impactul ăsta așa ori va fi destul de mare, de mic. Altfel, ar trebui să faci acele lucruri de SEO on page și link building. Dar au un altfel de impact și iarăși, la un site de genul ăsta, mă aștept să fie o
structură. Adică dacă am un site mic, omul care face SEO, face și PR, face și tehnic, face și de toate. Poate să facă și site-ul. Dacă am un site mare, omul de SEO face anumite lucruri care vorbește cu omul de la tehnic, care trebuie să obțină o aprobare de la marketing, care nu știu ce, și acolo o structură acolo și orice schimbare trebuie să fie aprobată din foarte multe unghiuri. Și atunci schimbarea e mult mai dificilă. SEO la Google pentru rezultate Amazon. E aproximativ același lucru ca la Twitter. E aproximativ același lucru ca la Play Store. Trebuie să obții link-uri. Deci cam, dacă vrei să apară mai sus sau mai sus, trebuie să obții link-uri sau referințe în social media, cam ăsta e. Google poate să se uită uneori la niște lucruri, deci specific pentru mesele site-uri, se uită. Ok, la Amazon mă aștept să se uită la niște lucruri de gen review-uri. Da? Adică dacă ai un produs, mai are multe review-uri. Sau Amazon are niște pagini, top 1000, top nu știu ce pe categorie. Poate să uite la paginile respective și să vadă, să, ok, dacă ești în top respectiv, să-ți dea un boost. Dar, în principiu, ce determină ca un rezultat să fie mai sus sau mai jos în Google, este în link-uri. Dacă aveți întrebări. Dacă am un site actual și vreau să fac redesign, să-i schimb, să fac responsive, să schimb tema, ce trebuie să fac să păstrez din SEO trecut, din ce avea site-ul respectiv? Și în afară de păstrarea link-urilor. Mai ai ceva de ce trebuie să țin cont? În afară de păstrarea de link-uri? În principiu ar trebui să te asiguri, de exemplu, pe ce platformă era site-ul și pe ce platformă va fi. Aș vrea un răspuns pentru unul de prezentare de WordPress și unul de Magento, de e-commerce. Eu înțeleg că aveai o platformă și acum urmează un redesign. Da, și se păstrează platforma. Doar se schimbă tema respectivă. Ok. Eu deci, site vechi de WordPress și preluam încă o temă de response. Ok. Dacă ai atașamente gen imagini, PDF-uri sau nu știu ce, e bine ca lucrurile care sunt statice, pozele, dacă ai vreun PDF sau alte lucruri care sunt statice, e bine să-și păstrează același link. Adică dacă aveai într-un folder attachment sau ceva, aveai toate lucrurile, nu încearcă să rămâi folderul. Apoi, dacă păstrezi platforma, mă aștept ca URL-urile să... Deci URL-urile paginilor, produselor, articolelor să fie identice. E corect ce spun? Ok. În principiu, tu dacă schimbi platforma, ce ar trebui să te asiguri e ca noul cod să îndeplinească niște criterii. Adică motorul de căutare se poate naviga destul de ușor. În principiu, există un site, GT Metrics. În loc de CS de la Metrics, care în engleză e Metrics, GT Metrics. Îți sugerez să testezi site-ul cu GT Metrics, și homepage-ul, și o pagină de, și o pagină internă. Și GT Metrics o să-ți dea niște rezultate, cum poți să-ți optimizezi pagina. Și o să zică, niște lucruri pe care le poți modifica la CSS, niște lucruri pe care le poți modifica la JavaScript, că poți să comprimi site-ul. Și o să zică niște lucruri care o să facă, o să zică criterii, și dacă rezolvi lucrurile respective, site-ul teoretic ar trebui să se miște mai bine. Și dacă faci chestia asta, ar trebui să te ajute. În principiu, dacă ai păstrat URL-urile și noul site e responsiv și se mișcă rapid, altceva, în principiu, nu ar trebui să faci. Sunt niște criterii, dacă vrei să caută răspunsuri despre SEO, că trebuie să ai robust text, site mai pic, nu știu. Dar sunt niște criterii generale, nu sunt de o schimbare în platformă. Eu sunt consultant, dar în afară de că sunt consultant, organizez o serie de evenimente cu Ionuț Monteanu, Lumea SEO PPC, la Impact Hub Bucarest, site-ul lumeaseoppc.ro. Intrați acolo și o să fie la sfârșitul lunii, sunt toate bine. În fiecare sfârșit. Vendele o dată pe lună, consultanța toată lună. Consultanță. Mai poți spune despre link building, cum poți să faci practic, ok, am înțeles prin rețele sociale, dar am văzut cu toții că dacă pui un link în rețele sociale, nu, e foarte greu share-uri cu atât mai puțin. Dă-mi un exemplu de site ca să înțeleg,
Faci altfel SEO dacă ai un magazin internațional mare. Să zicem că ai un site de prezentare, un business oarecare, nu știu, din anvelope. Bun, dacă ai un business, deci... Nu vinzi online, un site de prezentare al unor anvelope, să zici. Site de prezentare anvelope. Și nu vinzi anvelope. Vinta mea de online. Afișez informații. Să zicem eu Dando, care își prezintă anvelopele Dando. Bun. Dacă poți să-ți faci blog și comunitate așa, dacă poți să faci chestia asta, mergi pe varianta asta. În principiu, dacă faci un blog, teoretic ar trebui să-ți fie mai bine decât dacă n-ai avea un blog. Deci asta ar fi o soluție. Dacă din vari motive, tu ai un site așa și nu are cine să scrie conținut și în principiu poate consider că domnule, nu prea mai are cu ce să scrie despre anvelope. Există și varianta asta. În cazul ăsta, ce ți-aș recomanda? Ar fi să faci niște articole, resurse, specifice pentru business-ul tău. De exemplu, tu vinzi totuși pe anvelope format fizic, da? Și ai niște statistici. Vânzări, vizitatori, tipuri de anvelope, nu știu ce. Sunt niște legi care se dau, că trebuie să sunt obligatorii anvelopele de nu știu ce. Sunt niște... Așa. Tu poți să faci, pe baza statisticilor clare de vânzări pe care le ai, poți să, poți să faci niște articole pe care, care poți să te duci la presă. Uite, de când s-a introdus obligativitatea anvelopelor de iarnă, nu știu ce s-a întâmplat. De când a fost toamna asta foarte călduroasă, nu știu ce s-a întâmplat. De când a venit criza față de perioada anterioară, anvelopele e așa. A intrat un mare producător în România, piața anvelopelor s-a modificat în felul următor. Cu toate că tu ai doar un magazin, poți să consideri că tu ești reprezentativ pentru o piață ceva mai mare și să dai niște statistici pe care alții le-ar da mai greu. Și tu poți să te duci cu genul ăla de informații, să le sintetizezi, să faci o chestie frumoasă și să te duci să publici un articol. Chiar dacă, deci, să faci un loc, deci, cu resursele respective, te duci la o firmă de PR, niște consultanți de PR și să-ți facă un articol și cu articolul ăla te duci la presă. Și apare în Ziar Financiar și nu știu unde. Și chiar dacă în resursa respectivă nu ți se dă link direct, sau și dacă se dă, e cu nou follow, sau nu știu, tot felul. De obicei, nu îți dă nimeni link. Dacă îți scrie un ziar, nu îți dă link. Cu toate, dacă ai un brand care nu e anvelope cu roci, e ceva, nu știu, Michelin, ceva o chestie, de genul, un nume personal, Google poate să-și dea seama, ok, ăsta e anvelope.ro și nu se diferențiază față de alții, e foarte generic și nu-mi dau seama dacă e un brand unic. Cred că își pun un semn de întrebare dacă anvelope e un business generic sau e un nume de brand. În schimb, dacă te cheamă Michelin și vorbești despre anvelope, Google știe că e vorba despre tine. Și chiar dacă în articolul în care apar tu menționat nu este niciun link direct către tine sau și există un link, dar link-ul e cu nou fată, Google o să zică, ok, e o mare chestie dacă în Ziarul Financiar scrie despre Michelin. E ceva, înseamnă ceva, înseamnă că au făcut ea o chestie dacă a ajuns să scrie Ziarul Financiar despre ei. E de bine, în principiu. Google vede asta ca un vot. Mai mic decât dacă ai avea un link, ai vede ca un vot. Genul ăsta de lucruri ai putea să le faci. Sau să te duci la blogger și să-i zici, uite, noi avem magazinul ăsta. Dacă facem asta, dacă vrei, vino și hai să te ajutăm cu ce informații vrei. Google să faci un articol pe tema asta. Cum se vând anvelope, cum se stochează, ce sfaturi ar trebui să faci pentru anvelope de iarnă. Nu știu, sunt o grămadă de lucruri care sunt practice despre anvelope, care poți să aduci un blogger la linie să faci. Poți să organizezi niște evenimente, doar un spațiu acolo care vinzi anvelope, știu, un magazin. Seara probabil nu se întâmplă nimic. Poți să faci campanii de educare pentru publicul nu știu de care. Și să faci niște evenimente. Cu blogării vorbim de articole plătite, bănuiesc, adică nu... Dai și lor oameni, nu? Dacă tu ai un articol de valoare și vii cu niște resurse și tu ți-o spune, te mă ofer toată deschiderea, sunt aici, îți răspund la orice întrebare. Am o chestie care ți-o dau doar ție, e muncită, am o experiență în spate și doar articolul tău o să-i vorbesc. Și aia e relevantă pentru blogger respectiv, adică pentru audiența bloggerului. Din experiența mea, nici un blogger din ăștia cât de cât mari nu o să vrea să-ți publice ceva. Păi da, depinde. Eu nu cred asta. Eu nu cred asta. Există platforma bloggerului, unde poți să angajezi bloggeri. Și contează dacă primesc 100 de link-uri într-o săptămână? Dacă tu mâine te duci cu DNA-ul și nu știu ce faci, o chestie extraordinară, ceva, o bombă, faci așa o chestie și toată presa buiește și toți bloggerii buiesc despre tine, o să te ajute asta la SEO. Deci, în principiu, o să-ți facă bine. Dacă tot internetul vorbește de ce chestie ai făcut tu
Bun, dar uite, acolo sunt altfel, sunt concursuri, îți dăm 50 de lei dacă scrii despre... Stai că n-am terminat argumentul. Voiam să zic că dacă ai o știre și e semnificativă și toți oamenii o preiau pentru că ai făcut o chestie semnificativă și cu impact puternic și se vorbește despre tine, teoretic aia te ajunge la, te ajută la, la SEO. Dar întrebarea lui e alta și o să răspund și la aia, dar voiam să fac distinția între două tipuri de lucruri. Așa. Pe o campanie în care... Deci, site-urile care se scriu la Blog Awards, am zis corect? Nu. Cum era? Nu, Blog Awards. E vama la participare. Ok. Deci, hai să nu dau exemplu ăsta concret. Pe orice platformă în care, deci eu am un blog și mă scriu pe undeva unde o, în mod repetat o să crească să propui conținut. N-are importanță dacă e pe site-ul care scrii tu sau altul. Whatever. Deci eu mă scriu undeva și de la sursa respectivă de venit pentru mine, îmi vin niște task-uri, trebuie să scriu niște articole. Și în principiu, în articolele trebuie să menționez o companie și să dau un link, da? Deci asta e situația. Bun. Dacă... Să zicem că am campania mea, am site-ul meu. Vorbesc de site-ul meu, îmi fac o campanie de bloguri, o campanie de... îmi fac un site pe care fac campanii de genul ăsta. Și am o rețea de 100 de bloguri. Vine cineva cu o campanie la mine, să zicem că nu le dau la toți 100, le dau la unii 20, la unii 20, la unii 20, nu știu. Și la, când am alte campanii, tot variez, ca să nu fie aceeași blogă. Pentru că dacă e aceeași... Deci, un mare semn de întrebare e dacă campanie de campanie ar fi aceeași blogă care scriu. Pentru că e deja e un ceva suspect. O să revin la ideea asta. Apoi, dacă să zicem că variez și la o campanie dau 20, la una dau 20, la una dau 20 și măcar e o variație. Perfect. Problema care apare și în situația respectivă este că acele 20 de bloguri o să vină repetat la mine. Adică ei nu o să vină la mine pentru, doar pentru un articol. Ei o să vină că au acum un articol, peste o lună mai au un articol, peste o lună mai au un articol și au o sursă constantă de bani. E, ziceam că revin la o idee. Google vede orice tip de tipar și asta îl deranjează în principal. Nu e o problemă dacă odată, prin absurd, prin nu știu ce, scrie un articol, o chestie despre tine, un blog ceva despre tine. Și nici nu te afectează foarte mult pe partea de SEO, nici pozitiv, nici negativ, dacă odată ți s-a întâmplat ceva. Mă rog, dacă te citează ziar financiar, sigur te afectează pozitiv chestia asta. La principiu, dacă e un blogger oarecare și comentează ceva despre tine, nu te afectează nici pozitiv semnificativ, nici pozitiv, nici negativ. În schimb, dacă apar tipare de genul, în fiecare lună, bloggerul cu tare publică cel puțin un articol în care apare link direct către un... deci, el poate să vadă așa, că pe un blog, în fiecare lună apare un articol ce pare plătit. Nu știe dacă e plătit sau nu, dar vede chestia asta. Apoi vede că 20 de bloguri, în fiecare lună, scriu despre aceleași site-uri. Orice tipar de genul ăsta, la un moment dat, creează niște suspiciuri. Și problema nu e dacă publici o dată un articol, problema e dacă apare o chestie repetitivă. Și dacă acum eu mi-aș lansa o rețea de bloguri și aș lansa o singură campanie și aș plăti o singură dată bloguri, Google n-ar avea nimic de zis împotriva chestii astea, din ce mă aștept eu. Dar, dacă eu o să fac asta constant, cu aceiași bloguri, repetitiv, nu știu ce... Nu, o singură dată, așa e și... Păi, tu faci cu mine o singură dată, dar vin ce alții la mine. Bă, eu am ținut de rândul meu. Mie îmi se plute doar din cum meu. Trebuie să zic, așa mă ceva. Nu e vorba de același link, e vorba că blogurile respective, în mod repetat, au articole ce par a fi manipulative. Și când Google vede tipare de genul ăsta, la un moment dat te pune, ok, e ceva suspect acolo, o să ai un problem. Deci în momentul în care Google a făcut tiparul, că pe site-ul ăsta se vând link-uri, care, link-uri către bloguri, care repetitiv fac aceeași chestie, Google are algoritm care când a detectat un tipar de genul ăsta, o să te afecteze negativ. Mai devreme sau mai târziu. Deci eu nu aș face o campanie pe o chestie de genul ăsta. Mai mult. Dacă sursa care îmi dă mie link nu e de încredere și în mod constant face niște chestii manipulatorii, Google vede asta un semnal negativ pentru mine. Mă afectează dacă eu primesc constant brusc și atunci revenim la întrebarea cu 100 de link-uri brusc.
Dacă primesc 100 de link-uri brusc, am făcut o chestie mișto, e foarte bine. Dacă primesc 100 de link-uri brusc de la niște site-uri care de obicei dau 100 de link-uri brusc, e o chestie de care aș plăti cu... Deci, nu numai că n-aș plăti. Și dacă mi-ar propune să fac o chestie voluntară, să dau 100 de link-uri, nu m-aș duce. Deci, nu e, niciun caz nu te ajută și pe termen nu îți face sigur rău. Deci, nu vorbim de mâine sau pune, dar când o să apară tipoarele, o să vrei să nu mai fii acolo. Și atunci o să fie, deci o să plătești mai mult, probabil, să scoți link-urile decât a fost să le pui. Că trebuie să contactezi pe fiecare dintre ei să ți le scoate, să te duci la Google, să fie o nebunie. Fac asta cu le site-ul și o nebunie. Voi zici ceva. Te link detox, am zis, că asta faci. Te-a pus și scoți după aia link-urile care au dat către tine, pentru că ți-a dat numai nefericit. Dar nu mai sunt mici tolere mare și unde să-ți recomandă să faci. Nu, câteva bani de mari care fac asta. Păi, dacă îți dai seama că dacă brand-uri mari, dacă îi cauți la Google și apare primii 5, tu îți dai seama că n-au cum să facă ceva greșit? E vomagul, e brand de pe piață, pe șoară. Face. E posibil să aibă chiar și keywords, dacă te vezi. Nu, în opinia mea, logica asta că ăla face și e mare și sigur nu greșește... Și mai sunt, nu e un film, destul de mare pe partea de SEO, care are o platformă separată. Da, știu. Da. O orchestră asta, așa. Platformă. De asta întreb. Erau din nou chestii care erau valabile. Gândește-te, gândește că Google are o armată de PhDs. În opinia mea, eu nu cred că există pe lumea asta o tehnologie mai avansată decât algoritmul care stă în spatele Google. Niciun fel, nici NASA, nici aveți nimic, nu e mai avansat decât ce au vine la Google. Și gândește câte miliarde de dolari câștigă ei din reclamele AdWords. Și toate astea sunt fundamentate pe abilitatea lor că atunci când te duci la Google îți dau niște rezultate bune. Ei, și tu îmi spui mie că Google e așa o chestie stupidă, care îi dai tu 100 de bloguri care postat în fiecare lună, fac niște chestii care sunt ultra repetitive și ușor de depistat, și tu îmi spui mie că asta o să păpărească pe Google cu PhD-uri. Deci, pentru ce? Că face, nu știu ce magazin online. Nu. La mine nu e. La un moment dat funcționa. Era o scriere pe directoare și... E vorba că tu dai o sumă de bani, pe când ai putea să faci altceva cu banii ăla. Bine, faci o chestie, te duci la o firmă de PR, să-ți facă un articol ok care se ducă la presă și să... Deci aia sigur e pe termen lung. Așa faci o chestie care e dubioasă. Eu nu înțeleg cum vorbim. Pe ce considerente te recomand să faci un blog de companie? Pentru că, semnând acolo conținut, crești șansele să apari pe multe keyword-uri, special long tail, sau pentru a crește o comunitate în jurul brandului tău, pentru că a doua variantă îmi pare destul de utopică, adică ce oameni ar veni regulat să vadă cum scrii tu despre anvelope, de-o t-am dat exemplul ăsta. Depinde ce scrii despre anvelope. Poți să scrii despre anvelope că tu le vinzi și numai niște chestii spammy și total irelevante, sau poți să scrii niște chestii despre anvelope care aș vrea să le știu, dacă tu în septembrie îți spui că în octombrie eu trebuie să fac o chestie, sau îmi zici că vara sunt promoții că sunt mai ieftine, sau zici că cum să am grijă despre anvelopele mele și numai la tine aflu chestia asta scrisă în limba română, eu aș reveni acolo și m-aș abona. Poți să ai un articol scris o dată la 3 luni și îl faci fundamentat și scrii acolo foarte ok. Și așa poate, o dată la 3 luni să faci un articol chiar să merită. E foarte greu să faci un blog de companie care chiar să merită. Câte lucruri poți să spui despre anvelope? Care este avantajul sau dezavantajul de a face un blog separat în care sunt o secțiune într-un site? În site-ul tău, adică. Nu știu. Vreau să mai zic. Deci, în principiu, blogul ar trebui să te ajute să te poziționeze ca expert. Nu neapărat că o să ai 100 de abonați sau nu, cât am intrat pe site și înainte să cumpăr, intru și pe blog, uite, mai interesant. Cam despre asta e vorba. Ăsta e un fel de, se cheamă serendipity. Intru acolo, dacă mă întreb, eu n-am cumpărat că am citit blogul. Dar e un criteriu acolo și dacă mă întreb, conștient, eu nu bag mare atenție. Dar inconștient, că e poziționat ca expert dacă ai scris un articol pe care îl consider relevant. Legat de secțiune de blog, nu are nicio importanță, poate să fie... mi se întâmplă frecvent să zic, domnule, nu avem WordPress sau nu avem o secțiune care zice clar blog. Nu contează cum e denumită, dacă e blog, dacă e resurse, articole. Poate să fie prima pagină, dacă tu vrei să fie portal, dacă ți se pare mai ok variantă de portal, e portal, e cum vrei tu. Ideea, mă duc la site-uri, domnule, noi nu avem blog, noi avem portal, e totul altceva. Tot ce fac e că publică din când în când pe prima pagină niște conținut și le afișează unde sub altă. Ei zic portal. Hot News. În opinia mea, Hot News e un blog. Poți să-i zici portal care are sidebar-ul și nu știu câte secțiuni și nu știu ce. Dar, în principiu, e un blog pentru că publică lucruri.
Din punct de vedere al Google, el tot ce vrea este să se vadă că ai conținut nou, de calitate, pe care oamenii citești și le place, și într-o formă sau alta, din punct de vedere tehnic, că pui la secțiunea news, că pui la secțiunea blog, că îl faci blog.site, că faci blogul meu.ro, cum vrei tu. Contează și lucrurile astea, dar nu asta este esența. Esența e ca tu, constant, să publici conținut nou, relevant pentru audiența ta, care de link-ul și lucrurile respective, comentarii, tot ce vrei. Asta e esența. Că, cum îi zici, ce faci, ce platformă, este, contează, dar e secundar. Deci în două zile, pe link-ul ăla o să fie tot. Așa? Super. Uite cum îți duce, da. Link-ul.